Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vom face pizza la tigaie. Avem nevoie de sare, drojdie, ulei, apă, un pic de zahăr. Acum vom pune totul împreună. Drojdia, zahărul, sarea, oțetul, apa. Vom pune totul acolo și vom amesteca bine. După care vom frământa. Așa arată aluatul nostru. Acum îl vom lăsa la dospit pentru 20-30 de minute până își dublează volumul. Acum vom tăia mezelurile pentru pizza. Noi am luat salam, măsline, cremvuști, ardei, porumb. Fiecare face cum vrea și ce îi place să pună. Haideți să vă arătăm cum facem noi aici treaba. Ce faci, Davide? Ia, taie tu, haide. Numai. Davide mai taie, mai mănâncă un pic, n-are nimic. Așa, mama, bravo. Așa. Așa, atento. Ok. Nu succede niente, lasă-l așa. Ții mânuța, haide. Mâine cu-a. Haide. Taie, taie. E tatu. Așa, mamă. Tatu, nu tatu. Pune-le, pune-le în farfurie. Sunt tatu. Ia, ia, explică tu, haide să-i arătăm. Explică tu cum faci tu. Mai esilito. Cum faci, ia. E guata esilito. Ai terminat? Că tu? Eu am terminat. Mai am un pic, niște felii de salam, porumb. Mai sambole. Le mâncăm? Da, aici am pus salam, măsline, le-am tăiat, cremvuști, ardei. Aici avem și porumb, noi o să punem și porumb și mozzarella. Am cumpărat asta așa, deja făcută. Așa nu mai stăm să răzuim noi. Davide, ce faci acolo? Ce faci? Nu ai voie cu cuțitul ăla. Da. Care-i cuțitul tău, Davide? Questo. Care-i cuțitul tău? Questo. Te rog frumos să îl ții pe ăla de plastic și pe ăla lanț să-l pui jos. Nu tot eu. Asculți regulile. Dacă nu, știi ce facem, da? Cosa. Pune cuțitul ăla la locul lui, bravo. Mă, cum o seamă? Nu te mai dau la karate dacă nu asculți. Ia mâna după cuțitul ăla negru, te rog frumos. Stai solo con coltelul tuo.
Uite, poți să te tai așa. Nu, Davide? Cine o să facă pizza, tu? Si. Și ce o să pui în pizza? Mântie măcuse. Dar ce să ne uităm? Ia să vedem. A crescut? Si. Aolo, și era micuț. Cum de-a crescut? Su? Cum de-a crescut mama? Ia să vedem. Cum de-a crescut așa? Păi era mic. A crescut? Măsemul-o. Să-l mâncăm? Nu. Măsemul-o. Să-l facem? Apriamul-o. Da, o să facem pizza la tigaie. Se face foarte repede. Nu, crafte, nu crafte. Nu, mama, se face la tigaie. Piccolo, e? Da, mama. Li crafte, cui piccolo. Bine, ea încearcă... Încearcă să desfaci, ia să vedem, ușor să nu scadă castronul. Ferrero. Nu pune mânuța. Nu pune mânuța. Lasă că o să-l desfac. Să sote. Îl desfac eu, lasă-l. Da, eu. După ce am împărțit coca și am făcut o biluțe, eu am luat-o și am întins-o așa cu mâna, după care o vom pune în tigaie și o vom lăsa un pic să prindă o crustă, o culoare. Lăsăm un pic să încingă tigaia. Thank you.
după cum vedeți, cam așa trebuie să arate. Să aibă o culoare aurie. Acum vom începe să pregătim pizza. Vom pune un pic de ulei de măsline și întindem un pic foaia. După care vom începe să punem ceea ce dorim noi. Voi puneți ceea ce vreți voi și cum vă place. Noi am ales să punem măsline, salam, cremvuști, mozzarella și un pic de bulion. Acum o vom pune în tavă și o vom lăsa la cuptor pentru 10-15 minute. Așa arată pizza noastră făcută în casă. Asta am făcut-o cu cremvuști. Asta porumb măsline și salam și măsline și ardei.
Cam atâta pentru ziua de azi. Noi am terminat și pizza, am și mâncat, bineînțeles. Davide a mâncat două, destul de mult pentru el, dar asta înseamnă că i-a plăcut foarte mult. Nu uitați să încercați pizza, este foarte ușor de făcut și foarte repede. La revedere, o seară plăcută vă dorim!